Din 8 februarie anul viitor, Moldova nu va mai fi membra adunării interparlamentare a CSI. Despre aceasta a anunțat președintele Consiliului Federației Ruse, Valentina Matvienko. Amintim că autoritățile de la Chișinău au anunțat ieșirea din acordul privind adunarea interparlamentară a statelor membre ale CSI în luna iulie acestui an, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu. După anunțul Republicii Moldova privind ieșirea din adunarea interparlamentară a statelor membre ale CSI, procedura se va încheia pe 8 februarie 2024. Din această dată, oficial, Republica Moldova nu va mai fi parte a adunării interparlamentare. Decizia Chișinăului nu va produce daune adunării, însă reprezintă o pierdere uriașă pentru însăși Republica Moldova. Decizia de a se retrage din adunarea interparlamentară a CSI a fost explicată de autoritățile moldovenești prin faptul că nu corespunde politicii actuale și integrării europene. Guvernul a refuzat chiar să își îndeplinească obligațiile financiare și nu a achitat cotizația anuală de membru, în pofida acțiunilor Chișinăului. Valentina Matvienko este sigură că nu toți cetățenii țării noastre doresc să rupă relațiile cu Rusia. Acest lucru este evidențiat de alegerile care au avut loc recent, în diferite organe de putere, municipale și nu numai. Cum au încercat să manipuleze, să conceapă proceduri, să elimine pe cei indezirabili, pe disidenți și totuși, în urma votului, nu a obținut majoritatea pe care o doreau. Reamintim că de la începutul acestui an, guvernul a început o retragere treptată din acordurile încheiate în cadrul comunității statelor independente. Potrivit ultimelor date, autoritățile au anulat deja aproximativ 30 de acorduri comune. Între timp, ministrul agriculturii Vladimir Bolea a declarat că retragerea din CSI ar fi o lovitură pentru producătorii agricole autohtoni.